De ce șoc la început de an, guvernul ar putea fi redus la doar 17 ministere, iar PSD ar putea anunța în curând candidatul la prezidențiale. Surse din PSD au declarat că guvernul ar putea fi restructurat la doar 17 ministere, în loc de 24 câte sunt în prezent. De altfel, în ședința de luni, liderii PSD vor stabili și data la care va avea loc un congres extraordinar al partidului, un congres la care ar putea fi anunțat viitorul candidat social-democrat la alegerile prezidențiale din 2019. Alina Sorocean vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Alina! Ce se mai știe despre mișcări interne din partidul de guvernământ. Bun găsit! Potrivit unor surse, premierul Mihai Tudose și-ar dori o restructurare a guvernului și nu o remaniere. Asta pentru că ar putea să se dea un vot în Parlament, un vot de încredere, dacă vom avea o nouă formă a executivului, iar această mișcare l-ar putea împiedica pe liderul PSD, Liviu Dragnea, să îl schimbe pe Mihai Tudose în aceeași manieră pe care a folosit-o și pentru Sorin Grindeanu. Vă spuneam că acest executiv ar putea să fie restructurat. Potrivit surselor, ar putea să rămână doar 17 ministere în loc de 24. Președintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, menționa un număr de 16 ministere, iată și mai puține, iar despre un congres, organizarea unui congres, ar putea urma să se discute luni, cel mai probabil săptămâna viitoare. Se va decide când va avea loc congresul și vom vedea dacă la următorul congres al partidului se va anunța și numele unui candidat la alegerile prezidențiale. Sursele spun că acest lucru ar urma să se întâmple. Însă este foarte interesant de văzut ce se va întâmpla cu bugetul pentru anul 2018, pentru că vă reamintesc, tocmai ieri președintele Klaus Iohannis a semnat acesta, a dat undă verde acestui buget pentru anul 2018, un buget care a fost construit pentru toate cele 24 de ministere, în contextul în care vor rămâne mult mai puține. Vom vedea ce se va întâmpla cu acei bani care au fost distribuiți până acum. Mulțumesc pentru aceste informații, Alina. Și dacă se vehiculează că guvernul va fi, iată, restructurat la 17 ministere în loc de 24 câte sunt în prezent, nu același lucru se întâmplă și cu aparatul de lucru al guvernului Tudose, deja supradimensionat, care se mărește din nou. Asta după ce ordonanțe de urgență adoptate de executiv în ultima ședință a anului 2017 au hotărât ca vicepremierii Paul Stănescu, Marcel Ciolacu și Grația Gavrilescu să aibă la rândul lor proprii secretari de stat și consilieri. În luna septembrie, postul nostru de televiziune anunța că guvernul Tudose conține numai puțin de 135 de secretari de stat. Atunci, președintele PSD Liviu Dragnea a cerut o evaluare a acestora. S-a cerut miniștrilor să prezinte într-o săptămână, maxim două săptămâni, o evaluare a secretarilor de stat. S-a discutat, s-a făcut evaluarea guvernării astăvară, s-a făcut o analiză guvernării acum, o analiză a ministerelor, a miniștrilor. Dar este obligatoriu să se realizeze o evaluare a secretarilor de stat. În ciuda recomandărilor lui Dragnea, Tudose a decis să mai aducă oameni în aparatul executiv, oferindu-le și vicepremierilor, secretari de stat și consilieri. Guvernul își justifică decizia prin caracterul deosebit de complex al activității, ce rezultă din multitudinea și anvergura obiectivelor din programul de guvernare. Din cei trei vicepremieri, Marcel Ciolacu deține în cabinetul Tudose funcția de vicepremier, fără și un portofoliu de ministru, în timp ce Stănescu este ministru al dezvoltării regionale, iar Gavrielescu deține portofoliul de la mediu. Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative prevede că aparatul de lucru al guvernului este alcătuit din aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, aparatul de lucru propriu al viceprim-ministrului, secretariatul general al guvernului, departamente și alte asemenea structuri organizatorice cu atribuții specifice stabilite prin hotărâre de guvern. Prin decizia executivului, aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului este structură fără personalitate juridică finanțată din bugetul secretariatului general al guvernului condusă de viceprim-ministru. În cadrul aparatului de lucru al acestuia lucrează mai mulți secretari de stat și consilieri de stat numiți, respectiv eliberați din funcție la decizia prim-ministrului și propuși de vicepremier. Declarație șoc a Monicăi Pop, directorul Spitalului Oftalmologic, a scris pe pagina sa de socializare că ar fi fost amenințată cu moartea. Motivul este unul halucinant. Individul care a amenințat-o este nemulțumit că medicul susține vaccinarea. Monica Pop a depus plângere la poliție. Monica Pop susține că a fost amenințată cu moartea pe o rețea de socializare pentru că susține vaccinarea. Medicul a făcut public și numele bărbatului în aceeași postare. Este vorba de George Sandu, care, potrivit Monicăi Pop, ar mai fi avut un complice. Un
cunosc, dar este un individ care a făcut sau care a amenințat mai multe persoane. Am scris acolo și pe domnul Arafat, și pe doamna Firea, și pe domnul Tăricianu. Și acum am fost foarte, foarte agresiv pentru faptul că susțin vaccinarea. Foarte agresiv și foarte, foarte urât. Și am făcut plângere împotriva lui. El m-a blocat, dar am găsit, bineînțeles, profilul și am văzut figura și este inadmisibil așa ceva și scrie acolo că o să mă lovească o mașină sau o să mă agreseze cu un topor sau ceva de genul ăsta, el și cu încă o persoană, Panagatos Florin. Monica Pop susține că i-ar fi fost adresate cuvinte ce nu pot fi reproduse. Probabil că e un om care ori e bolnav, ori e foarte, foarte rău, are niște poze la profil cu prezența la niște manifestații, cred că n-are nicio legătură cu asta, are oricum este antisemit pentru că pomenește ceva de evrei și de faptul că vaccinurile sunt făcute de evrei, ce legătură are, nu pot să înțeleg, și că vaccinurile ucid și că eu nu trebuie să susțin niciodată așa ceva. Vești proaste pentru români, chiar la început de an, prețul energiei pentru consumatori a crescut de la 1 ianuarie, iar populația plătește acum facturi mai mari cu până la 13%. Începând din acest an, piața de energie este complet liberalizată, astfel încât facturile oamenilor sunt stabilite în funcție de tarifele decise pe piața centralizată. Semne rele anulare pentru români, prețurile de la raft sunt mult mai mari, căldura mult mai scumpă, iar de acum oamenii primesc o nouă lovitură. Energia electrică va fi mai scumpă cu 13%. Vestea nu le-a picat tocmai bine oamenilor care trebuie să strângă cureaua. Nu este în regulă, mai ales la pensionari care au pensia foarte mică. Acum o să fie și rețetele, poate nu ne mai dă compensat și atunci ne pregătim de... Pus mâna în piept. Am plătit 219, dar de 3 luni am o factură care trebuie să mi se regularizeze, pentru că a fost o greșeală, într-adevăr, a fost o greșeală de-a mea, dar de 3 luni încă nu mi se regularizează această factură. Specialiștii trag un semnal de alarmă cu privire la aceste creșteri. În primul rând trebuie să clarificăm problema pentru consumatori. Acest preț de 30 de bani kilowattora, deci 320 de lei, cam asta înseamnă, presupunem că această energie este la producător acasă. De acolo se transportă și mai adăugăm 12 lei, de acolo se mai distribuie și mai adăugăm 30 de bani și în continuare ajungem până în final la un preț de circa un leu. Mai mult, spun experții, avem energie mai scumpă față de multe țări din Uniunea Europeană. Orice scumpire cu 10 bani a kilovatului în materie de producție se va duce în produse, cum se duce acciza de la benzină, în tot ce mișcă în țara asta, și orice scumpire, până la urmă, a plătită de noi. Nu avem cine, decât noi consumatorii care ne uităm la contor cum se învârte și ne pare rău, că nu mai rămân bani în buzunar. Dacă nu vom reuși să coordonăm această producție a unor capacități imense de care are România, nu le vom coordona să funcționeze, piața va fi întotdeauna șubredă, va da întotdeauna rezultate tragice. Piața energiei electrice este complet liberalizată începând cu 1 ianuarie 2018. Odată cu deschiderea totală către concurența piețelor de energie, toți consumatorii de energie electrică pot încheia contracte pentru furnizarea energiei electrice în condiții de concurență cu orice furnizor deținător de licență de furnizare a energiei electrice care activează pe piața cu amănuntul. Președintele PSD Liviu Dragnea și-a trimis avocatul să-i studieze dosarul la DNA. Este vorba despre ancheta procurorilor anticorupție cu privire la felul în care Teldrum a gestionat fondurile europene. Avocatul susține că DNA face un dublu standard și cere ca cei care l-au denunțat pe liderul PSD să fie trași la rândul lor la răspundere. Pe baza ceea ce am citit, o să-i propun domnului Dragnea să formulăm cere de extindere a urmăririi penale pentru toate persoanele care îl acuză pe domnul Dragnea, dar la rândul lor au fost în situații care ar fi fost suficient de clare pentru a-i pune în egală măsură sub acuzare. Nu poate fi acuzat domnul Dragnea de anumite fapte, câtă vreme persoanele care erau de față la luarea anumitor decizii pot să aibă aceeași răspundere. Asta vom cere, poate, extinderea cercetărilor pentru a delimita foarte clar faptele fiecarei persoane, iar în ceea ce privește participarea domnului Dragnea în acele societăți, vă rog să examinați dumneavoastră. Aveți afirmațiile publice și aveți documentele pe care eu le-am văzut la dosar, care confirmă că domnul Dragnea nu are nicio legătură cu acele societăți.
Klaus Iohannis începe în forță noul an. Președintele României va participa mâine la ședința CSM. Iohannis se va afla față în față cu ministrul Justiției Dorel Toader. În ședința de mâine vor fi aleși și noi șefi ai CSM. Diana Bone vine cu mai multe detalii. Bun găsit, Diana. Ce se mai știe despre decizia președintelui? Bun găsit! În mod cert, președintele Klaus Iohannis va participa la ședința CSM de mâine, programată la ora 10. De asemenea, raportul CSM pe 2017 și alegerea bordului de conducere al CSM vor fi pe temele de discuție pentru ședința de mâine. Potrivit informațiilor furnizate de CSM, până în momentul de față, niciunul dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii nu a declarat că va participa la alegeri, că va candida la alegeri. Trebuie spus că în 2017 Mariana Ghena și Cristian Banu au fost la șefia CSM. Mâine, tot mâine, Klaus Iohannis se va întâlni cu ministrul Justiției Tudorel Toader, iar legile justiției sunt o potențială temă de discuție între cei doi. Un monument istoric din Vâlcea a fost distrus parțial de către fiul primarului. E vorba de un castru roman care datează de 2 milenii și pe care fiul edilului din Racovița și-a construit o parte din casă și gardurile. Acum primarul și viceprimarul au fost dați în judecată. Vestigiul istoric Praetorium 2 din comuna Racovița a fost distrus fără mină de fiul primarului care a intrat aici cu buldozerul. S-a emis o certificat de urbanism în urmă cu câțiva ani și autorizație de construcție fără avizul Direcției Județene pentru Cultură și, bineînțeles, a Ministerului Culturii, așa cum prevede legea 422 privind protejarea și conservarea patrimoniului cultural național. Vorbim de un obiectiv de categorie A, de importanță națională. Este vorba și despre o așezare de epocă a bronzului, peste care se suprapune acest castru roman. Vestigiul istoric datat din secolele 2-3 după Hristos. Pagubele materiale se ridică la câteva sute de mii de lei. Am colaborat în acest sens cu Inspectoratul de Poliție Vâlcea, Serviciul Investigații Criminale. Angajații noștri au participat împreună cu ei acolo, au constatat în anul trecut, în 2016, că aceste clădiri erau construite ilegal și acel gard care s-a construit în zonă, ceea ce a dus la distrugerea și vătămarea intereselor legitime ale statului. De aceea ne-am și constituit ca parte civilă în acest proces. Sonia Iliescu, primarul comunei Racovița, și fostul viceprimar Ioan Fâșcă sunt acuzați de abuz în serviciu. Dosarul se află acum la judecătoria Brezoi, cercetările fiind efectuate de Direcția Generală Anticorupție Vâlcea și IPJ Vâlcea, Serviciul de Investigații Criminale. Scandalul medicului Lucania a o întorsătură neașteptată. Principalul denunțător, deputatul USR Emanuel Ungureanu, le aduce acuzații grave fostului premier Emil Boc, dar și actualului ministru al Sănătății Florian Bodog. Deputatul USR a afirmat că medicul Lucan a fost ajutat de Emil Boc, care a fost operat la rândul său de medicul clujan și pe care l-a avut consilier personal pe probleme de sănătate. De asemenea, deputatul spune că în dosarul medicului Lucan este implicat și actualul ministru al Sănătății Florian Bodog, care l-a ajutat pe medicul urolog în timpul unui control ce era foarte moale. Ne aduce toate amănuntele despre acest caz colega mea, Rodica Tilică. Te ascultăm, Rodica. Bun găsit! Bun găsit tuturor! Deputatul USR Emanuel Ungureanu este cel care a lansat acuzațiile grave în acest caz. Dezvăluirile au fost făcute în momentul în care acesta a ieșit din sediul DICOT și în primul rând a ținut să facă apel către Procurorul General al României, în sensul în care îi recomandă acestuia să verifice întreg sistemul medical românesc și asta întrucât, citez, susține Emanuel Ungureanu, faptul că România ar fi plină de lucrări. Ei bine, în acest caz, Emanuel Ungureanu a lansat acuzații grave menționând două nume destul de importante. Vorbim atât despre Emil Boc, dar și despre ministrul Sănătății Florian Bodog. Sunt doar doi dintre cei care astăzi au fost citați pentru a fi audiați în acest caz și pentru a da explicații și lămuriri procurorilor la acuzațiile care li le-au fost aduse, însă nu s-au prezentat și asta pentru că, potrivit unor surse, înțelegem că citațiile nu ar fi ajuns la timp. Prin urmare, urmează ca aceștia să fie reprogramați într-o altă zi. Cert este că prezența lor va fi necesară aici pentru a lămuri toate acuzațiile lansate în acest dosar.
Mulțumesc pentru precizări, Rodica. Ies la iveală noi informații halucinante despre ambasadoara Olandei în România, cea care de revelion a petrecut alături de controversatul milionar Nelu Iordache. Potrivit jurnaliștilor de la Flux24.ro, soțul diplomatei a fost suspectat în anii 90 de asasinarea unei jurnaliste iugoslave, contestatară a regimului lui Slobodan Milošević. Ambasadoarea Olandei, Stella Roner Grubacici, se află în centrul celui mai mare scandal al începutului de an. Deși a fost o aprigă contestatară a legilor justiției, reprezentanta Olandei a chefuit în noaptea de revelion alături de penali. Stella Grubacici s-a distrat alături de regele asfaltului Nelu Iordache și de fostul comisar șef DGA Petru Pitkovici, personaj judecat pentru trafic de droguri. Controversele nu îl ocolesc nici pe soțul ambasadoarei Olandei. Este vorba despre sârbul Bratislav Grubacici, fost jurnalist și actual om de afaceri. Acesta a fost și președinte al administrației sârbe a serviciilor de trafic, echivalent a Romața din țara noastră. Potrivit jurnaliștilor de la Flux 24, bărbatul a fost acuzat că ar fi avut un rol în asasinarea jurnalistei Radislava Dada Vujasinovic. Informația apare în unele relatări din presa din fosta Iugoslavie. El nu a fost însă niciodată acuzat oficial, dar presa sârbă și croată au scris despre relația sa apropiată cu jurnalista despre care oficial se spune că s-ar fi sinucis, chiar dacă mai mulți anchetatori susțin pista crimei. Dada Vujasinovic a fost o eroină a luptei împotriva dictatorului sârb Slobodan Milošević și a celebrului Arkan la începutul anilor 90. Rudele femeii au dat mai multe interviuri în presa croată în care îl acuzau pe Grubacici de crimă. Acesta era în acea perioadă un apropiat al jurnalistei și avea cheile de la apartamentul acesteia. Criminalul sau criminalii nu au spart ușa și de aici au apărut speculații privind un posibil rol pe pista crimei. Actuala soție a lui Grubacici, ambasadoarea Stella Grubacici, s-a numărat printre cei 7 diplomați străini care și-au exprimat îngrijorările privind modificarea legilor justiției. Stella și Bratislav Grubacici au fost filmați de revelion în timp ce se distrau alături de miliardarul Nelu Iordache, condamnat la 6 ani și 3 luni de închisoare cu executare pentru deturnarea fondurilor alocate pentru primul tronson din autostrada Nătlac-Arad. Elena Udrea, un nou mesaj violent pe Facebook după ce ieri a atacat dur pe foștii colaboratori din presă și politică. Udrea a revenit de data aceasta cu precizări despre cei aflați la butoanele puterii oculte. Fostul ministru a comentat fuga din țară a lui Radu Mazăre. Elena Udrea a acuzat sistemul după dispariția din țară a lui Radu Mazăre. Fostul ministru susține că cei care au rămas la butoanele puterii oculte s-au panicat după plecarea fostului primar. Dacă ce se întâmplă în România și în special în justiție este corect și conform cu legislația internațională privind drepturile omului și etc., atunci Mazăre va veni fedeleș înapoi la cererea autorităților noastre. Deci nu au de ce să-și facă griji, nu-i așa? A scris Udrea pe o rețea de socializare. Aceasta a comparat dispariția lui Mazăre cu cea a lui Sebastian Ghiță. Ce se mai întâmplă cu Ghiță? Aud? Ce-a mai făcut sistemul să-l aducă în țară? Nu le mai aud gura nici slugilor din presă, gen Tapalagă, Dogioiu și alții de teapa lor. Nu vă interesează să îl aduceți pe fugarul Ghiță înapoi? Evident că nu, pentru că vă e frică de ce poate spune și proba Ghiță, că poate să scoată nu doar biletele de vacanță la Paris, Dubai, Seychelles, etc. pe care vi le-a plătit, casete cu Coldea și Chioveși pe la vilele lui și prin vie, ci chiar dovezi ale afacerilor pe care le-ați împărțit și multe altele făcute la cererea voastră. Udrea a avertizat pe cei care comit abuzuri că situația s-ar putea întoarce și împotriva lor. Măi lichelelor, ca să mă exprim deja consacrat, voi și cei din justiție și presa care vă slujesc și vă execută ordinele, voi credeți că toate abuzurile pe care le faceți vor rămâne neplătite? Credeți că dacă prostiți 200.000, 500.000, chiar și 1.000.000 de oameni cu lupta împotriva corupției, o să scăpați fără să răspundeți? Mai puneți mâna și citiți, nu doar scrieți. O să aflați din istorie că nu a scăpat nimeni. Toți cei care au făcut asemenea abuzuri au plătit, mai repede sau mai târziu. O să plătiți și voi, a mai spus Udrea. Vom avea o semifinală românească în primul turneu de tenis al anului. Simona Halep și Irina Begu au ajuns în penultimul act al competiției de la Shenzhen. Cele două vor juca una împotriva celeilalte, astfel că avem garantată o prezență românească în ultimul act. În plus, Begu și Halep sunt partenere și la dublu, acolo unde s-au calificat de asemenea în semifinale.
Simona Halep nu a avut nicio emoție în fața bielorusei Arina Sabalenka. Lidera ierarhiei mondiale s-a impus în două seturi, 6-2, 6-2, în fața jucătoarei în vârstă de 19 ani. Halep și-a pierdut serviciul o singură dată în meciul cu Sabalenka, în primul set, dar a revenit imediat și nu a cedat niciun moment inițiativa. Românca a returnat excelent serviciile puternice ale bielorusei și a profitat de numeroasele greșeli ale adversarei. În semifinale, Simona va juca împotriva Irinei Begu. Aceasta a trecut tot astăzi în sferturi de Timea Baboș în două seturi, scor 7-5, 7-5. Cele două românce fac echipă în turneul de dublu de la Shenzhen, unde sunt calificate tot în semifinale. În urma rezultatelor de la Shenzhen, Irina și-a asigurat un salt de 3 locuri în clasamentul WTA până pe locul 40. Scenă de groază pe autostrada București-Pitești. Mai mulți câini au fost găsiți morți, abandonați într-un câmp după ce au fost uciși cu sânge rece. Potrivit presei locale, autorul masacrului ar fi un angajat al locului, Silvic Maluspar din Giurgiu. Pavertizăm, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Aici e locul faptei, unde au împușcat-o și după aia au aruncat-o acolo în mărăcinișul ăla. În aceste imagini se pot observa zeci de trupuri neînsuflețite ale unor câini care zac pe câmpul de lângă autostradă. Nu ar fi prima dată când ar avea loc o astfel de tragedie. Localnicii dau vina pe un paznic de vânătoare la ocolul silvic Maluspart Giurgiu. Oamenii îl acuză pe bărbat că omoară constant zeci de câini, după care îi aruncă la marginea autostrăzii A1. În ce țară trăim, oameni buni? În ce țară? Că ne împușcă și pe noi. Șeful locului silvic Bolintin, Ionel Prodan, apără instituția. El susține că au fost împușcate doar animalele sălbăticite și că nu s-a încălcat legea. A fost o acțiune de combatere a răpitorilor, câini hoinari. Asta înseamnă că nu are stăpân și este sălbăticit. Acolo nu s-a împușcat abuziv, a mai spus șeful locului silvic Bolintin. Scenă inedită în Lepșa, județul Vrancea, un bărbat care lucrează la Agenția de Protecție a Mediului a surprins într-un filmuleț 16 pui de mistreți care se jucau prin troienele de zăpadă. Ce purcei! O turbă formată din 16 porci mistreți face senzație pe paginile de internet. Animalele au fost filmate în zona Lepșa, alergând și bucurându-se de zăpada căzută din belșug, în zona de munte a județului Vrancea. Alături de cei 16 pui se aflau și doi mistreți adulți. Păi frate, câți sunt? Păi, peste 10. Peste 10. Filmulețul îi aparține unui angajat al Agenției de la Protecția Mediului Vrancea, care se ocupă de monitorizarea carnivorelor mari din munți. Imaginile au adunat rapid mii de vizualizări pe internet. Este ancheta la penitenciarul Rahova. Un agent a murit în timpul serviciului la nici două ore de când a intrat la muncă. Acuzațiile se îndreaptă către șeful de tură, care nu l-ar fi lăsat pe agentul de penitenciar să meargă la doctor, deși bărbatul a spus că nu se simte bine. Bărbatul de 42 de ani se simțea foarte rău, spun colegii agentului. Șeful de tură însă nu l-ar fi crezut și în loc să cheme un medic, l-a trimis într-un post de pază. În scurt timp, omul și-a dat ultima suflare. Administrația penitenciară face verificări. Se pare însă că colegul nostru a raportat la intrarea în serviciu că nu se simte bine și a solicitat să fie înlocuit. S-a dispus doar mutarea acestuia într-un post de pază, ceea ce cred că este o greșeală majoră. Practic a fost lăsat, deși bolnav, singur pentru o perioadă în postul de pază, pentru că așa se lucrează prin natura activității în acel post. A fost găsit după vreo două ore de la intrarea în serviciu, căzut efectiv în stare de inconștiență în post. S-a încercat resuscitarea acestuia, la un moment dat a fost chemat și smurdul, a fost dus la spital, s-a încercat o operație, dar acesta, din păcate, a decedat. Tragedia de la penitenciar Rahova i-a revoltat pe mulți dintre colegii agentului. Angajații închisorii nu își ascund identitatea și au postat pe rețelele de socializare cuvinte dure la adresa șefului de tură, pe care îl consideră vinovat. Mai mult, angajații penitenciarului spun că nu este pentru prima dată când sunt probleme grave aici, dar au fost mușamalizate. La Rahova au fost mai multe cazuri în ultimii ani, dar s-a pus batista pe sambal, scrie un angajat, iar altul adaugă: am fost într-o situație similară, dar am supraviețuit.
În timp ce guvernanții par mai degrabă preocupați de scandaluri și de rezolvarea propriilor probleme în justiție, adevăratele necazuri ale țării sunt ignorate. Potrivit unui studiu citat de jurnaliștii de la Recorder, România se află pe al doilea loc la capitolul emigrării din țară și este prezentă în topul țărilor sărace din Uniunea Europeană. Nu mai vorbim de sănătate, unde corupția din domeniu a lăsat totul la pământ. Suntem fruntași la corupție și la numărul de localități fără racordare la apă curentă. Despre problemele pe care le are de înfruntat țara noastră ne spune mai multe colega mea, Bianca Ogarcă. Bun găsit! România este a doua țară din lume la numărul de oameni care au emigrat în ultimii 15 ani. Pe primul loc este Siria, țară aflată în plin război civil. România este fruntașă și în topul sărăciei. Peste 70% dintre copii trăiesc la țară fără mâncare pe masă. Veștile proaste nu se opresc aici. Țara noastră are cea mai mare rată de abandon școlar din Uniunea Europeană, iar peste 40% dintre elevii de 15 ani sunt analfabeți funcționali. Probleme întâmpinăm și în privința buletinelor. Peste 150.000 de români nu au acte de identitate. Și sistemul sanitar este din ce în ce mai bolnav. Avem cei mai puțini medici din Uniunea Europeană, raportat la 1.000 de locuitori. Iar când vine vorba despre infrastructură, situația este dramatică. România se află pe ultimul loc la numărul kilometrilor de autostradă raportat la suprafața țării. De asemenea, suntem pe ultimul loc la reciclarea deșeurilor și tot ultimii la consumul de săpun, pastă de dinți sau hârtie igienică. În schimb, România este pe primul loc în Uniunea Europeană la corupție, mortalitate infantilă, dar și la violență domestică. Țara noastră se află de asemenea pe primul loc la numărul de accidente rutiere soldate cu morți, la numărul de localități fără racordare la apă curentă, dar și la numărul copiilor cu ambii părinți plecați din țară. S-au deschis ghișele la taxe și impozite și au apărut imediat cozile. Nu e nicio noutate, se întâmplă în fiecare an. Grav este însă că autoritățile nu fac nimic pentru a ne scăpa de acest infern de la început de an. Cozile formate la ghișee și graba sunt greu de înțeles în condițiile în care reducerea de 10% pe care o primesc cetățenii care își plătesc din timp impozitele este valabilă până la sfârșitul lunii martie. Cu toate acestea, oamenii s-au înghesuit și astăzi încă de la primele ore. Noi suntem pensionari, ne programăm banii pentru anunțul care s-a dat. Nu știu, să plătim parcarea întâi și după aia impozitul la case, nu știu. Am primit un telefon acum că a zis că dacă nu plătim parcarea ne ridică. Pentru a evita aglomerația de la ghișee, funcționarii publici au îndemnat pe oameni să-și achite dările și online. Doar că mulți nu văd asta ca o soluție. Am ajuns, trebuie plătite și dările la stat. Ar trebui să primim niște hârtii, niște înființări, să putem să le plătim la bancă, să putem să le plătim la poștă, nu să stăm aici, nu toată lumea are internet. Sunt oameni bătrâni care nici măcar nu știu cum să deschide un calculator. Dar știți că se poate plăti și pe site? Nu știu să umblă, nu e fimea acasă și nu... Datele de acces pentru crearea unui cont pe ghișeul.ro pot fi cerute tot pe e-mail, pe adresa Direcției de Taxe și Impozite a fiecărui sector sau localitate. În București, taxele și impozitele locale au rămas neschimbate. Problema plății taxelor la început de an este una deosebit de spinoasă pentru români. Chiar dacă beneficiază de reducerea de 10% până pe 31 martie, mulți se înghesuie la ghișee încă de pe 3 ianuarie, când se deschid administrațiile financiare. Cu alte cuvinte, românul vrea să-și ia o grijă de pe cap. Situația însă nu stă peste tot la fel. Unele județe sunt codașe la capitolul taxe și impozite, cum ar fi, de exemplu, Telorman. Colega mea, Alina Sorocean, are toate datele. Bun găsit! Statul a încasat anul trecut de la toate județele și municipiul București taxe și impozite în valoare de peste 25,5 miliarde de euro. Către județe s-au întors de la bugetul de stat sub forma cotelor defalcate din impozitul pe venit și din taxa pe valoare adăugată, circa 6,5 miliarde de euro, potrivit datelor furnizate de către Ministerul Finanțelor Publice. În Vaslui, Botoșan, Telorman, Călăraș, Vrancea, Caraseverin, Suceava, Neamț, Mehedinț, Dâmbovița, Ialomița, Tulcea, Gorj, Maramureș și sumele care s-au întors de la bugetul de stat la bugetele locale au depășit valoarea taxelor și impozitelor colectate la nivel județean. Cu alte cuvinte, oamenii nu și-au plătit taxele. Situația cea mai grea o întâlnim în Vaslui, acolo unde în primele 11 luni ale anului 2017 la bugetul local al municipiului Vaslui s-au realizat venituri de 141 milioane de lei. Sumele încasate din impozite și taxe locale se ridică însă la 22,1 milioane de lei, adică o colectare de puțin peste 30%.
Probleme mari sunt însă și în Telorman, acolo unde colectarea taxelor se face de la cel mult 40% dintre datornicii la stat. La polul opus, aproape an de an, sunt timișorenii, adică rata de colectare aici nu numai că se apropie de 100%, dar acest lucru se înregistrează încă din primele 3 luni ale anului. Tot în topul celor mai buni platnici se află și bucureștenii, clujenii sau constanțenii. 3 județe din țara vecină de la sud de Dunăre au avut o inițiativă șoc care implică România. Despre ce este vorba concret, vă spun în câteva minute. Proiect Mădălin Voicu e foc și pară pe fosta soție. Politicianul a dat-o în judecată pe Carmen Olteanu pe motiv că nu lasă să-și vadă cei doi copii. Mădălin Voicu și Carmen Olteanu au divorțat anul trecut. Tu ești supărată sau dacă nu ești, prea puțin îmi poate, știu că mă iubești. Tu ești șucărită sau dacă nu ești, prea puțin îmi pasă, știu că mă iubești. Imediat după divorț, Voicu declara că nu există o restricție în privința programului copiilor. Acum se pare că lucrurile s-au schimbat și politicianul muzician nu mai reușește să se înțeleagă cu fosta soție în această privință. Așa că a mers la judecătoria sectorului 1, unde a deschis proces pe numele fostei neveste. Te-ai făcut vreo dată bine sau dar n-ai făcut? Acum și cu mine să nu te mai uiți. La notar am stabilit chestiuni sumare, în sensul că ne înțelegem ca și când ne împărțim statul cu copiii, dar eu nu am reușit să mă înțeleg cu mama lor, pentru că ea a impus, nu s-a înțeles cu mine. Eu fiind un om foarte ocupat, pot lua băieții doar în anumite zile și nu când dorește ea, mai ales că ei stau la ea și nu la mine, deși avem custodie comună. Divergențele apar când mă obligă să iau când dorește ea și nu pot eu, a declarat Mădălin Voicu. În aceste zile el se bucură de prezența băieților, pentru că mama lor este plecată în vacanță. După divorțul de Carmen, care i-a fost cea de-a doua soție, Mădălin Voicu și-a refăcut viața. Politicianul muzician are 7 copii cu 5 femei. Cicico, Basilico, Aurico, veniți să mă iubim. Inițiativă șoc în Bulgaria, 3 județe din țara vecină de la sud de Dunăre vor să organizeze un referendum pentru a obține independența față de Bulgaria și alipirea ulterioară la România. Județele Vidin, Vrața și Montana din nord-vestul Bulgariei vor să organizeze o consultare populară în vederea obținerii unei declarații de independență față de statul de la sud de Dunăre. Anunțul surprinzător a fost făcut de televiziunea națională din Bulgaria, Nova, care a vorbit cu organizatorul acestui referendum la nivel local pentru a afla planurile sale și motivația din spatele acestei dorințe. Principala nemulțumire a locuitorilor din cele 3 județe este corupția din țară. Oamenii de la sud de Dunăre au exprimat mai multă încredere în sistemul judiciar românesc, pe care îl consideră mult mai democratic, reformat și eficient. Bulgarii din această regiune nu mai vor să fie părtași la corupție și vor lupta pentru o democrație adevărată. Locuitorii din nord-vest sunt recunoscuți ca luptători. Populația acestei regiuni a organizat revolta împotriva Imperiului Otoman, precum și așa numita revoltă septembrie 1923. Întrebat dacă Montana, Vidin și Vrața ar deveni un fel de Catalonia, inițiatorul proiectului a părut să fie un admirator al liderului separatist Charles Puigdemont, susținând că este nevoie în această regiune de un om precum catalanul. Inițiatorul mișcării de independență a mai adăugat că numai după ce regiunea va deveni independentă, va merge în România cu o propunere de a se alătura acesteia. Iadul alb a sosit în Europa de vest. Românii care aleg să-și petreacă vacanțele în Occident s-ar putea să se înfrunte cu mai mult omăt și frig decât și-ar dori. Viscolul se manifestă tot mai violent în stațiunile cele mai populare din Austria și Elveția, iar furtuna Eleanor a dat mari bătăi de cap atât turiștilor, cât și cetățenilor români stabiliți în Germania, Franța sau Arhipelagul Britanic. Christmas. Astfel de momente de coșmar îi pot aștepta pe românii care intenționează să meargă în această perioadă în stațiunile de schi cele mai populare din Europa. Imaginile surprinse în stațiunea Vorarlberg nu sunt unice pentru Austria. Iarna, desfășurându-se cu violență în multe zone turistice din masivii muntoși din centrul și vestul Europei.
Ninsoarea abundentă și viscolul sunt nelipsite în cele mai populare destinații pentru turiști pentru această perioadă. În același timp, mare parte a Europei se află la mila furtunii Eleanor, care a devastat tot ce a întâlnit în cale, de la acoperișuri, copaci sau scaune de pe balcoane. Eduard Hoffmann, un avocat român stabilit în localitatea Singen din sudul Germaniei, a vorbit despre apocalipsa cu care se confruntă mai multe regiuni din vestul Europei. Bărbatul originar din Arad a povestit că în 3 ore furtuna a distrus tot. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, românul povestește că acoperișurile casei au fost mulse, iar arborii scoși din rădăcini. Informațiile oficiale arată că vântul a depășit și viteza de 120 de km pe oră, iar mai multe zboruri au fost anulate pe aeroportul Stuttgart și Memmingen. Inundațiile au afectat mai multe orașe din landurile Baden-Württemberg, dar și Bavaria, iar per total cele mai multe pagube s-ar fi înregistrat în sudul Germaniei și nordul Elveției. Înainte de a ajunge în Germania și Elveția, Eleanor a devastat mai multe regiuni din Irlanda și Regatul Unit, dar și din Franța. Mai multe zboruri au avut întârzieri și zeci de localități au fost inundate. Furtuna își continuă acum traseul în centrul Europei, efectele acesteia urmând a fi simțite și în zonele de est. Dragostea dintre prințul Harry și Meghan Markle ar putea îmbogăți Regatul Unit. Nunta celor doi are șanse să genereze o creștere de peste 500 de milioane de lire sterline a economiei britanice, datorită turiștilor care vor vizita țara și a cetățenilor care vor sărbători evenimentul. O companie de consultanță în afaceri care a analizat profilul înregistrat de nunta prințului William cu Kate Middleton susține că o creștere similară ar putea fi provocată în luna mai, când va avea loc ceremonia matrimonială a prințului Harry cu Meghan Markle. Specialiștii estimează că în total creșterea va ajunge la 500 de milioane de lire sterline, adică peste 560 de milioane de euro. Conform companiei, aproximativ 150 de milioane de lire sterline vor fi cheltuite de persoane care vor organiza petreceri cu acest prilej, iar 50 de milioane de lire sterline vor proveni de la persoane care vor cumpăra produse precum tricouri, pălării și alte obiecte dedicate evenimentului. Nunta va genera aproximativ 100 de milioane de lire sterline din publicitatea gratuită de care Marea Britanie va beneficia la nivel mondial. Prințul Harry și Meghan Markle se vor căsători pe 19 mai la Capela St. George a castelului Windsor. Familia regală britanică va plăti pentru nuntă, inclusiv ceremonia, muzica, florile și recepția. Agenția Națională de Turism din Marea Britanie estimează că aproximativ 41,7 milioane de turiști din străinătate vor vizita țara în anul 2018, generând venituri de 26,9 miliarde de lire sterline. Jafcan Filme, în Veneția, doi hoți au reușit să fure din Palatul Dogilor bijuterii în valoare de milioane de euro deținute de Qatar, datând chiar și din secolul al XVI-lea, care erau expuse în cadrul unei expoziții. Cele aproximativ 270 de bijuterii indiene, datând din secolele 16-20, au fost furate de la expoziția Comorile Mogulilor și Maharajahilor și erau deținute de către statul Qatar. Din filmările de pe camerele de supraveghere studiate de poliție, se pare că infractorii sunt doi hoți, iar unul dintre aceștia a furat bijuteriile în timp ce al doilea stătea de pază. Autoritățile susțin că sistemele de securitate nu au mers, iar cutia de sticlă în care se aflau bijuteriile a fost deschisă precum o conservă, în timp ce alarma s-a declanșat mult prea târziu. Comunque possa essere un sistema di sicurezza attento e sofisticato, probabilmente è verosimile che prima abbiano individuato le eventuali vulnerabilità che ogni sistema di sicurezza può avere e quindi poi abbiano inciso e quindi abbiano realizzato l'evento furtivo questa mattina. Anchetatorii cred că a fost jafla comandă, dar după modul de operare, autorii nu par să fie profesioniști. De asemenea, autoritățile mai subliniază că au fost activate măsuri de urgență în toate categoriile de poliție și, pe lângă anchetă, există și filtre rutiere. În ceea ce privește pagubele produse, anchetatorii refuză să se pronunțe, întrucât este vorba de o serie de bijuterii cu un preț fabulos pe piața neagră. Emmanuel Macron declară război știrilor false. Liderul de la Palatul Elisea a anunțat că vrea să introducă o lege prin care să poată să combată fenomenul fake news. Aceasta urmează să forțeze utilizatorii din mediul online ca în timpul alegerilor să respecte reguli mai stricte în privința conținutului publicat. Si nous voulons protéger les démocraties libérale. Nous devons savoir être forts et avoir des règles claires. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site Internet.
În cadrul unui eveniment dedicat presei, Macron a susținut că au fost făcute încercări pentru a submina credința oamenilor în democrația liberală. Președintele francez a avut în vizor în primul rând Rusia în momentul transmiterii acestui mesaj, făcând referire la presupusele încercări ale Moscovei de a manipula opinia europenilor și americanilor. Emmanuel Macron a spus că în prezent este posibilă răspândirea de știri false pe rețelele de socializare la un cost de câteva mii de euro. Astfel, liderul francez a propus instituirea unor reguli mai stricte pentru rețelele de socializare în vederea dezvăluirii surselor aparentelor știri și a cerut impunerea de limite în privința sumelor care pot fi investite pentru promovarea știrilor. Macron a mai spus că puterea de a combate orice încercare de destabilizare a posturilor de televiziune controlate sau influențate de alte țări va reveni autorității de reglementare a conținutului audiovizual din Franța. În campania electorală, Macron a criticat Russia Today și Sputnik, acuzându-le că răspândesc o propagandă înșelătoare. De atunci, Russia Today a lansat un post de televiziune în limba franceză. Donald Trump se dezice de unul dintre cei mai apropiați consilieri de la începutul mandatului. Președintele american l-a atacat dur pe Steve Bannon după ce acesta a catalogat drept trădare o întâlnire din iunie 2016 între fiul cel mare al lui Trump și un grup de ruși. Liderul de la Casa Albă a luat foc după acuzațiile fostului strateg șef Steve Bannon. Președintele american și-a apărat fiul cel mare și a susținut că nu mai are nimic de-a face cu poziția acestuia. Steve Bannon nu are nimic de-a face cu președinția mea. Când a fost concediat, nu și-a pierdut doar slujba, ci și mințile. El nu reprezintă nimic pentru mine, este doar pentru el. Declarația lui Trump a venit după ce Steve Bannon a catalogat o întâlnire în iunie 2016 a unui grup de ruși cu Donald Trump Jr. și reprezentanții de rang în alta ai campaniei tatălui acestuia drept trădătoare și nepatriotică. Aceste declarații apar în cartea lui Michael Wolff, intitulată Foc și pară, înăuntrul Casei Albe a lui Trump, în care apar mai multe declarații făcute de oamenii din administrația Trump. I think that is a ridiculous accusation, and if that's in reference to comments made by Mr. Bannon, I'd refer you back to the ones that he made previously on 60 Minutes, where he called the collusion with Russia about this president a total farce. La întâlnirea în cauză, aranjată de fiul lui Trump, au participat și generele lui Trump, Jared Kushner, și directorul pe atunci al campaniei, Paul Manafort. Aceasta este vizată de o anchetă federală cu privire la o eventuală complicitate în alegeri între echipa de campanie a lui Trump și Rusia. Fenomenele meteo surprinzătoare vor continua pe Terra după ce an la rândul s-a vorbit despre încălzirea globală. Specialiștii spun acum că mai multe calcule realizate recent indică posibilitatea ca planeta noastră să se îndrepte către o mini-eră glaciară. Un studiu al cercetătorilor de la Universitatea Northumbria, făcut pe baza unui model matematic care ia în calcul evoluția undelor magnetice produse de soare, arată că vârfurile de activitate magnetică din perioada 2020-2030 se vor anula reciproc și vor duce astfel la o reducere a activității solare. Acest eveniment va duce la o scădere dramatică a temperaturilor de suprafața Terei. Specialiștii avertizează că primele semne ale acestei noi ere glaciare ar putea fi vizibile începând din anul 2020. Punctul culminant ar fi în jurul anului 2030, când activitatea solară ar putea fi redusă cu până la 60%. Un fenomen similar s-ar fi produs și între anii 1646 și 1715, când Pământul a trecut printr-o altă eră glaciară, numită Minimum Maunder. În acea perioadă, temperaturile scăzute au dus chiar la înghețarea fluviului Tamisa. Experții sunt de părere însă că de această dată, întrucât există încălzirea globală, efectul nu va fi atât de dramatic. Astfel, fenomenul, deși poate părea înfricoșător, ar putea ajuta oamenii să câștige 30 de ani în care pot lua măsuri pentru a combate încălzirea globală. În ultima perioadă, încălzirea globală a dus la producerea mai multor fenomene extreme, inclusiv în ultimele zile. Efectele se fac resimțite în Europa și Statele Unite. Furtuna Eleanor face ravagii în Europa de vest, din arhipelagul britanic și până în Elveția, fiind înregistrate pagube și probleme în traficul rutier și aerian. În America de Nord, Statele Unite și Canada îngheață de peste o săptămână la minime istorice din cauza unui vortex polar care va mai rămâne o perioadă deasupra continentului american. Vremea este atât de rece încât în mai multe orașe din Florida, statul soarelui a nins pentru prima dată după mai bine de 20 de ani.
Mai mult, temperatura din apă este atât de scăzută încât rechinii au înghețat și au eșuat astfel la mal. Meteorologii avertizează însă că răul de-abia acum începe, căci în zilele următoare deasupra continentului nord-american se va abate o furtună de zăpadă de proporții însoțită de un ger crunt denumit un ciclon bombă. Salvarea pe ultima sută de metri, garda de coastă a reușit să scoată un bărbat de 89 de ani din mașina care se scufunda în apele Golfului Mexic. Salvatorii au spart geamul autoturismului și l-au urcat pe bătrân într-o barcă pneumatică. Martorii au aplaudat intervenția de succes de la țărm, iar șoferul a scăpat doar cu o sperietură zdravănă din această experiență. Doamnelor, domnilor, știrile au ajuns la final. Rămâneți pe B1 TV de la Fix, vă întâlniți cu Laurenții Botin, iar noi ne revedem mâine dimineață începând cu ora 10, când vă aștept din nou. O seară minunată, salut!